Dragilor, astăzi vă prezint o prăjitură extrem de pufoasă și delicioasă, făcută cu puține ingrediente, în termen foarte scurt. Avem nevoie de 500 de grame sau 600 de grame de mere, în funcție de dimensiunea mărului pe care le vom tăia felii. Avem nevoie de 3 ouă separate, gălbenușurile le amestecăm cu 150, maxim 200 de grame de zahăr tos împreună cu un praf de zahăr vanilat, până în momentul în care se fac spuma. Albușul o să-l batem ca pentru mereng sau ca pentru bezele și îl dăm deoparte. Peste gălbenușuri vom adăuga 300 de grame de făină, 300 de grame de lapte cu 3,5% grăsime. Incorporăm bine, adăugăm un praf de copt și eventual un zahăr vanilat, dacă dumneavoastră vă place aroma. Incorporăm albușul bătut spumă în gălbenușul amestecat cu făina și praful de copt și facem acest design sau orice alt design vă doriți pentru prăjitura pe care o veți pune la cuptor, la foc mediu, cuptor preîncălzit, atenție, pentru 20-22 de minute maxim. În momentul în care scoateți de la cuptor, lăsați nițel să se răcească, să se domolească pentru a putea fi manevrată, după care întoarceți tava cu josul în sus pentru ca merele să se vadă cum se vede aici la mine. Ceea ce puteți să faceți este să pudrați sau nu cu zahăr pudră în funcție de gustul dumneavoastră. Vă îmbrățișez, vă doresc toate cele bune și vă asigur că această prăjitură, iată cât este de groasă și de pufoasă, este deosebită pentru întreaga familie. Nu uitați să vă abonați la canal pentru rețete noi și interesante. Eu sunt Atiș, mă înclin cu respect. Toate cele bune, multă, multă sănătate tuturor! La revedere!